Controverse la oficiul de cadastru și publicitate imobiliară din Iași. Narcisa Nedelcu a revenit pentru scurt timp în funcția de director, deși aceasta a fost condamnată definitiv la 3 ani cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. În momentul în care a început urmărirea penală împotriva Narcisei Nedelcu, conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a decis suspendarea acesteia din funcție, deși legislația în vigoare nu prevedea această măsură ca fiind obligatorie. Contractul individual de muncă al Narcisei Nedelcu putea să înceteze dacă aceasta era condamnată cu executare, fiind în imposibilitate fizică de a se prezenta la locul de muncă. Ca urmare a acestei decizii a instanței de judecată, Agenția Națională de Cadastru a fost obligată să înceteze suspendarea contractului individual de muncă al Narcisei Nedelcu și să o repună în funcția deținută anterior. Astăzi aceasta a demisionat din funcție și a cerut numirea politică a unui tânăr.